Este binecunoscut faptul că în lipsa apei, organismul uman nu poate exista. Format din 70% din apă, organismul are nevoie de asigurare unei cantități zilnice cu această licoare a vieții. În cazuri excepționale, când are loc forțări, la niște exerciții fizice, în cazul unei, în perioada de caniculă, am în vedere perioada de călduri, se mărește cantitatea de lichid necesară pentru om. Din ce cauză asta are loc? Are loc din cauza că are loc o pierdere mai mare de lichid prin transpirație, cel mai mult are loc lucrul ăsta. Și de ce în perioada de caniculară, la eforturi fizice, aportul de lichid poate să ajungă până la 4-5 litri în sutcă, în zi. Consumul apei în organism este venit, dar consumul în exces aduce la diferite boli. Consumul în exces a lichidelor poate să aducă la mărire tensiunii arteriale, poate să fie formate edeme, să fie edeme. Pentru a evita unele maladii, medicii recomandă următoarele. Persoane care trebuie să folosească o cantitate de lichid rezonabilă și aceste persoane trebuie să nu fie supuse acțiunii razelor solare și nu trebuie să facă eforturi fizice anumit în perioada asta. Cantitatea zilnică de apă necesară organismului este de 1,5-2 litri, iar în perioada verii cantitatea recomandată este de 3 litri.